Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre drepte paralele. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Cei doi copii vor să se joace cu cubul Rubik. Pentru aceasta îl studiază puțin. Andrei se întreabă oare câte muchii are cubul? Haideți să vedem împreună. Fiecare față a cubului este un pătrat. Baza este un pătrat și are patru laturi, patru muchii. Baza superioară, de asemenea, este un pătrat, are patru laturi. Iar muchiile laterale sunt, de asemenea, patru. Ce observă Sara? Orice muchie a cubului determină o dreaptă. Știm că două puncte distincte determină o dreaptă. E vorba de dreapta AB dacă avem punctele A și B. Există oare muchii ale cubului care se află pe aceeași față? Uitați, Sara ne-a dat exemplu, aceste două muchii colorate cu roșu sunt muchii care se află pe aceeași față. Aceste muchii se numesc muchii coplanare. Deci, în cazul nostru, dreptele coplanare desenate sunt AB, A'A, respectiv B'B. Intersecția acestor drepte distincte este un punct, deci este o mulțime nevidă. Deci avem dreptele coplanare BC și C prin C, intersecția lor este punctul C. Puteți să dați și alte exemple de drepte coplanare? Andrei se întreabă, există muchii ale cubului coplanare care determină o pereche de drepte care să nu aibă puncte comune? Iată dreptele desenate cu roșu. Intersecția acestor drepte coplanare este o mulțime vidă. Deci avem AB intersecta cu A'B' este egal mulțimea vidă. Iată și dreptele cu verde desenate, și anume D'D intersectat cu C'C este de asemenea mulțimea vidă. Există muchii ale cubului care se află pe fețe diferite? Iată cele două drepte, AB, respectiv B'C', sunt drepte necoplanare pentru că sunt situate pe fețe diferite. Două muchii necoplanare ale cubului determină o pereche de drepte care nu au puncte comune. Deci cele două drepte necoplanare ale noastre, AB și B'C', intersecția lor este egală cu mulțimea vidă. Deci am văzut că două drepte oarecare pot fi drepte necoplanare, adică situate în plane diferite, sau drepte coplanare situate în același plan. Dacă avem două drepte necoplanare, atunci intersecția lor este mulțimea vidă, adică nu vor avea puncte comune. Intersecția dreptelor A și B este mulțimea vidă. Intersecția a două drepte distincte coplanare poate să fie mulțimea vidă, adică cele două drepte nu au puncte comune,
În acest caz spunem că dreptele sunt paralele și o mulțime care are un punct. Aceste două drepte vor fi drepte concurente. Deci, am văzut că două drepte coplanare sunt paralele dacă nu au puncte comune. Notația pentru drepte paralele este aceasta și spunem că dreapta A este paralelă cu dreapta B. Deci, oricare ar fi două drepte coplanare A și B, dreptele sunt paralele dacă și numai dacă intersecția lor este mulțimea vidă. Deci, dreapta A este paralelă cu dreapta B, dacă și numai dacă A intersecta cu B este mulțimea vidă. Spunem că două drepte coplanare sunt concurente dacă au un punct comun. În cazul nostru, dreptele A și B sunt concurente în punctul M. Asta înseamnă că dreapta A intersectată cu dreapta B este mulțimea formată din punctul M. Deci, la ce concluzie am ajuns? Două drepte coplanare pot fi paralele sau concurente. Și atunci spunem că dreapta A nu este paralelă cu dreapta B. Cei doi copii au făcut o schiță cu noțiunile prezentate. Vă propunem să exersați pe paralelipipedul dreptunghic algoritm. Cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutorul acordat și eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc succes în continuare!